Bine să evităm floricelele gata cumpărate, ambalate din comerț, pentru că sunt pline de euri, de coloranți, de conservanți, de tot felul de arome, despre care știm clar că nu sunt deloc naturale, ci doar artificiale. Deci cât mai simple, cât mai sănătoase și luăm direct grăunțele fără să punem ulei, cum obișnuiam să facem, de exemplu, când eram mai mici sau făceau părinții noștri în ceaun și puneau destul de mult ulei, ca într-o baie de ulei. Putem pune o lingură de ulei fără grijă la un pumn de porumb de floricele și iată iese acest bol. Nu ne costă mai mult de 200 de calorii, ceea ce înseamnă că putem să-l integrăm în bugetul nostru zilnic. Mai avem pufuleții la îndemână. Așa, vreau să întreb de pufuleți, care a doua mare. Dar pufuleții simpli, pufuleții absolut simpli. Au volum mare, se mănâncă destul de ușor, nu conțin foarte mulți aditivi și coloranți, dacă sunt simpli și pot face parte dintr-o ronțăială admisă. Cea mai bună ronțăială este, până la urmă, cea plină de vitamine și minerale. Pentru că tendința noastră atunci când suntem stresați este să ronțăim ceva dulce sau ceva sărat sau ceva gras și de cele mai multe ori combinația dintre ele. Dar toate aceste alimente nu conțin vitaminele și mineralele care ne-ar ajuta să gestionăm cu adevărat stresul. Pentru că stresul nu înseamnă altceva decât o povară suplimentară asupra corpului nostru, o stare proinflamatorie care se poate genera. Iar noi dacă aducem în alimentația noastră grăsimi în exces, zahăr în exces, sare în exces, nu facem altceva decât să suplimentăm stresul, chiar dacă pe moment ni se pare că am scăpat de el. Și atunci legumele crude ar fi cele mai la îndemână. Niște ridichi, niște gulii, niște castraveți, niște ardei gras, niște morcovi pline de vitamine minerale. Eu trebuie să recunosc că seara atunci când am poftă de ceva dulce și mi s-a terminat bugetul de calorii pentru ziua respectivă, apelez la roșii sherry. Sunt extraordinar de bune, de revigorante, de bune și la gust și îmi dau acea senzație de ceva bun și dulce. Morcovii, de asemenea, pot fi o variantă foarte bună și putem avea un sos pe care să-l facem din iaurt cu condimente, fiecare cu ce condimente își dorește. Iaurt cu muștar, iaurt cu castraveți, iaurt cu mărar, un fel de tzatziki. Și în felul ăsta putem să ronțăim fără grija caloriilor în plus și cu bucuria că totuși ne hrănim corpul în momentele de stres, când are mai multă nevoie de sprijinul nostru, cu ceva de calitate, cu vitamine și cu minerale.